ce ar trebui să mănânc eu zilnic ca să am o alimentație sănătoasă? Răspunsul se poate da în câteva cuvinte. Ar trebui să mănânci de toate, deci alimentația trebuie să fie variată. În același timp, trebuie să fie echilibrată între nutrienți. Asta înseamnă să ai și o sursă de zaharuri, și o sursă de proteine, dar și de grăsimi. Și în același timp ar trebui să mănânci suficient ca să-ți acopere necesarul energetic, adaptat la ceea ce faci zi de zi. Dacă practici un sport sau dacă stai numai pe scaun, dacă ești într-o perioadă de creștere, presupunem în cazul unui copil, dacă ai o muncă dificilă. Deci aceste trei elemente sunt cheia unei alimentații sănătoase. Varietatea, să avem reprezentare din toate grupele de alimente. Și aici vorbim de cereale, de fructe și legume, de lactate, de carne și ouă, dar și grăsimi. Opțional rămân dulciurile, deci ce înseamnă desert, să spunem, și băuturile alcoolice, care nu intră într-o alimentație sănătoasă ca necesități, ci ca opționale. Revenind la al doilea punct, echilibru între grupele de alimente și între nutrienți este important să nu avem prea mult din ceva, de exemplu, prea mult din categoria grăsimilor sau prea mult din categoria zaharurilor. Toate acestea aducând la dezechilibre care mai târziu se pot transforma în afecțiuni. Și aportul să fie suficient, deci să mănânci atât cât îți trebuie și nu mai mult, dar nici mai puțin. Dacă mănânci prea mult, foarte posibil să ajungi în situația de a acumula kilograme, a ajunge la obezitate cu tot cortegiul de boli. Dacă mănânci prea puțin, poți să dezvolți carențe, să slăbești, să-ți privezi organismul de nutrienți importanți pentru buna funcționare. Cum pot eu să-mi dau seama cât ar trebui să mănânc exact dacă simt că mi este foame tot timpul și aș mânca în continuu? Un om sănătos, un om echilibrat, își reglează instinctiv aportul alimentar. Foamea continuă, care nu este justificată, presupun că mănânci totuși destul de mult, poate să însemne un dezechilibru, poate să fie chiar o problemă psihică. O persoană care, pe fond emoțional, tot simt nevoia să mănânce, special dulciuri, pentru a-și acoperi, de fapt, alte probleme din viața lor. Oamenii, ca și animalele, ca orice alt animal, au înscris în metabolismul lor acel semnal de sațietate care îți spune că trebuie să te oprești la un moment dat pentru că te-ai săturat, ți-ai luat doza de energie necesară. Problema cu omul modern este că este pe panta dezechilibrului din acest punct de vedere. Și având la dispoziție și multe alimente cu concentrație energetică mare, ajunge să mănânce mai mult decât ar trebui, să-și aducă o cantitate mai mare de energie și de aici, iată, rata mare a obezității. Deci, ca să-ți răspund în câteva vorbe, dacă ești o persoană sănătoasă, echilibrată, cu viață activă, în mod instinctiv vei ști să te oprești atunci când îți este suficient. De asemenea, e necesară și o oarecare educație nutrițională de bază, să știi ce să alegi, că te poți sătura și mâncând doar ciocolată, însă asta nu înseamnă că ai o alimentație sănătoasă. Așa cum spuneam anterior, să ai din toate grupele de alimente reprezentare. E bine să mănânc carne sau ar trebui să elimin complet din alimentație? Nu se pune problema eliminării cărnii din alimentație. Suntem omnivori, deci suntem construiți să mâncăm inclusiv carne. Renunțarea la carne este doar o opțiune a unor persoane care doresc acest lucru, însă din punct de vedere nutrițional nu este o necesitate. Carnea are o valoare nutritivă foarte mare și ar fi o pierdere să o elimini atâta timp cât nu ai un motiv real, un motiv medical sau un motiv ideologic, cum este în cazul vegetarianilor. Excesul de carne, da, poate fi o problemă. Deci, carnea trebuie consumată cu o măsură ca orice alt
aliment de câteva ori pe săptămână este hrănitoare, nu face rău. Sunt anumite afecțiuni în care poate fi contraindicată sau se impune reducerea cantității de carne consumată, însă pentru un om sănătos este un aliment foarte hrănitor, un aliment care asigură proteină de bună calitate, asigură minerale, deci nu există niciun motiv pentru care ar trebui să eliminăm carnea complet din alimentație. Poate fi înlocuită cu altceva? Da, poate fi înlocuită cu o mulțime de alte alimente. De fapt, ne referim la aportul de proteine, carnea fiind sursă de proteină și avem la dispoziție alimente atât de origine animală, cum ar fi lactatele, cum ar fi ouăle, care sunt sursă foarte bună de proteină. Iar pentru cei care vor să devină vegetariani fără a consuma nimic de origine animală, aceștia trebuie să aibă grijă la aportul de proteine și îl vor lua din soia, din fasole, din linte, din cereale, din ciuperci, din semințe și sâmuri de tot felul. Sunt surse de proteină mai puțin valoroase decât cele de origine animală, însă prin combinarea lor se poate asigura un profil complet al aminoacizilor, deci structurile de bază al proteinelor, și astfel să nu se priveze organismul de acești macronutrienți extrem de importanți pentru sănătatea noastră. Fără un aport proteic suficient, nu avem cum să supraviețuim. Lactatele nu trebuie consumate de oameni doar până la anumită vârstă? Nu. Pot fi consumate cu succes până la din prima zi până în ultima zi a vieții. La început, sub formă de lapte matern, cel mai valoros lapte pentru oameni, bineînțeles, după care se trece pe consumul de lapte și derivate din alte surse. Laptele este de asemenea o sursă foarte bună de proteine și trebuie să existe în alimentația noastră. Chiar dacă putem spune că produsele din carne nu sunt absolut necesare, putem să renunțăm la lactate. Discuția este mai amplă și cred că o să găsiți că studiind problema că cei mai mulți medici sunt de acord cu faptul că lactatele nu ar trebui să lipsească din alimentația omului. Chiar dacă există persoane care au intoleranță la lactoză și nu pot consuma lapte crud, lapte simplu, există posibilitatea să consume brânzeturi, lapte bătut, chefir, iaurt mai ales. Sunt alimente foarte valoroase pentru menținerea sănătății și care nu pun probleme celor care au intoleranță la lactoză. Pentru oamenii activi, ce recomandați? Recomandările oamenilor pentru cei activi, asta înseamnă cei care poate practică și un sport, să spunem, dar am o viață activă, totuși merg pe jos, depun munci fizice. Principiile alimentației rămân aceleași, ca și pentru oricine, însă în cazul lor este nevoie de un aport energetic ceva mai mare, deci ei își pot permite să mănânce mai mult, atât cantitativ, cât și crescând proporția zaharilor, a carbohidraților în speță. Și aici ne referim la pâine și derivate din cereale, fructe și legume. Deci ei pot consuma o cantitate mai mare din aceste grupe, raportat la cei care sunt sedentari, neexistând riscul să se depună sub formă de strat de grăsime. Acei carbohidrați pe care ei și aduc din alimentele amintite sunt folosite de ca energie în activitățile fizice pe care le depun. Acestea ar fi necesitățile în principiu pentru oamenii activi. Ei oricum sunt la un nivel de consum energetic mai crescut. Acesta trebuie acoperit. Însă, în principiu, același lucru ca și oricare alt om fără mari modificări. Ce fel de oameni vin la un nutriționist? Vin tot felul de oameni. Aș spune că baza o reprezintă supraponderalii și obezii, cei care au aceste probleme și caută să-și rezolve prin modificarea alimentației. Este prima măsură și cea mai importantă
care se referă la modificarea stilului de viață. Apoi sunt cei care au problema din cealaltă capăt al spectrului, au nevoie să ia în greutate și aceștia îi ajută să acumuleze masă musculară, nu grăsime, bineînțeles. Mai sunt cei cu diverse probleme medicale care au legătură cu alimentația și, nu în ultimul rând, sportivii, pentru care există un domeniu separat, nutriția sportivă, ei având nevoie de o alimentație adaptată efortului pe care îl fac, antrenamentelor, concursurilor și așa mai departe. Deci intră la o categorie mai delicată, o parte a nutriției mai de top, așa cum este și performanța sportivă comparată cu viața unui om obișnuit. Ce probleme de nutriție existau înainte de 90? Doar din amintirile mele n-aș putea să vă spun mare lucru pentru că aveam 14 ani înainte de Revoluție, însă din ce am citit, din ce mi-au povestit părinții, problemele erau datorate carențelor alimentare, în sensul că nu exista mâncare suficientă, nu exista mâncare de bună calitate sau, în fine, accesul era mult mai dificil și probabil că unii dintre oameni ajungeau să dezvolte anumite carențe de vitamine, însă poate că dintr-un punct de vedere era mai bine, pentru că nu exista acest exod, acest aport excesiv de alimente procesate, alimente hipercalorice. Acum suntem bombardați, găsim nenumărate feluri de dulciuri, mai ales copii. Înainte era doar Eugenia, să spunem. Acum sunt o mulțime, rafturi pline, deci accesul la mâncare concentrată și la mâncare aditivată este mult mai mare. Da? Deci, cred că dacă cineva vroia să trăiască sau avea acces la alimentație bună, atunci putea să trăiască mai liniștit, fără să dezvolte boli precum obezitate, diabet sau boli cardiovasculare. Acum s-a schimbat situația, faptul că avem libertatea de a alege și oarecare capacitate mai mare de a cumpăra, deschide drumul către exces. Ce înseamnă un produs bio? Produsele bio sunt cele care se obțin din materie primă cultivată în condiții standardizate, fără aditivi, fără îngrășăminte, fără pesticide și așa mai departe, care trec printr-o linie de producție care de asemenea nu presupune adăugarea unor substanțe care nu se găsesc în mod natural în produsele respective, conservate de asemenea prin metode curate. Deci, în principiu, un produs cât mai apropiat de proprietățile naturale ale materiei prime din care este fabricat. Recomandați consumul de astfel de produse? Sigur că da. Este un mod de viață mai curat. Ne dă șansa să mai reducem din stresul pe care îl inducem organismului nostru. Avem controlul asupra unor lucruri, cum ar fi alimentația. Nu avem asupra altora de genul stres, poluare, însă ceea ce mâncăm poate fi controlat într-o oarecare măsură. Evident, n-ar trebui făcut o obsesie din consumul de alimente bio, însă atunci când avem ocazia, ar fi de preferat să alegem alimente din surse cât mai curate. Ce știți de mâncarea rău, neprocesată? Știu că este o mâncare neprocesată termic. E clar că este o avem fiecare în alimentația noastră atunci când ne facem o salată, de exemplu, sau când mâncăm un fruct, mâncăm raw, adică crud. Alimentația complet raw înseamnă, de fapt, o alimentație aproape vegetariană. În unele situații se mai mănâncă și carne de pește uscată sau afumată, deci nepreparată termic. Este o
variații de la alimentația normală, anumite, sau alimentația obișnuită, să-i spunem, că e greu de definit normalitatea. Anumite persoane doresc acest mod de viață să nu prepare nimic termic. Explicația sau motivația principală este faptul că în felul acesta se evită distrugerea prin preparare termică a multor principii active din alimente. Însă, pe de altă parte, trebuie ținut cont că în acest fel accesul la o mulțime de alimente este redus, pentru că nu o să putem mânca niciodată carne crudă sau, eu știu, multe dintre preparatele pe care altfel le-am mâncat, spunem o ciorbă sau o mâncare gătită, ouă. Nu avem cum să le mâncăm nepreparate termic. Deci, există și un revers al medaliei. Din punctul meu de vedere, nu este neapărat cea mai bună alegere pentru sănătate. Sunt toate orele nocive? Categoric nu. Există euri pe care le folosim în mod curent fiecare dintre noi în alimentație. De exemplu, dacă punem murături și folosim oțet, acid acetic, înseamnă că am folosit un E și acidul acetic este un E. Apoi sunt tot felul de coloranți de origine naturală. Vă spun doar de beta-caroten, care se găsește în morcov, de exemplu, și multe alte fructe și legume. Și acesta este un E. Deci există euri naturale, fără niciun pericol pentru sănătate. Există și euri sintetizate chimic, despre care se știe clar că nu au niciun efect negativ asupra sănătății. A fost demonstrat acest lucru prin numeroase studii. Și există, într-adevăr, și euri asupra cărora planează îndoiala că ar putea fi nocive. Nu sunt suficiente studii pentru a le se demonstra siguranța. Iar la capătul celălalt al spectrului sunt teurile despre care se știe clar că nu ar avea ce să caute în alimentația omului și ar trebui să nu fie folosite de către producători. Bun. Mulțumesc frumos. Cu mare plăcere. Și despre euri, de unde știm care sunt alea bune sau alea... Ok. Și altceva, dar acum, întrebare către dumneavoastră. Dacă ați putea să faceți să creați o schiță de O simulare de unei alimentații pe o zi. Ce ar trebui să mănânce o persoană activă într-o zi, mic dejun, cină. Okay. De unde știu? Asta răspundeți sau mai întreb? Nu, vă întreb. Cum dă seama care euri sunt acceptabile și care sunt dăunătoare? Există liste publicate în care, la nivel european, există comisii care au studiat aceste euri și publică periodic eurile acceptate, eurile interzise. Acum, noi ca simplii cetățeni care ducem și cumpărăm produsul de la raft, ar trebui să avem lista la noi și să verificăm, ceea ce este oarecum absurd. Ne bazăm pe faptul că producătorii sunt controlați și există și responsabilitatea sau conștiința lor să nu folosească astfel de euri. Deci, mai mult de atât, nu avem ce face decât să ori să verificăm cu proprii noștri ochi dacă acele euri înscrise pe etichetă sunt sau nu interzise, sau să ne bazăm pe responsabilitatea producătorului care să sperăm că nu folosește un E interzis. Ați putea să-mi faceți un plan de alimentație pentru o zi? Ce informații ar trebui să vă dau ca să puteți să faceți acest plan? Sunt foarte multe informații pe care le culeg de la pacient la prima consultație. Inițial îi trimit un chestionar de 20 de pagini pe care îl completează acasă despre obiceiurile lui, despre o mulțime de lucruri. Se face o evaluare fizică, se face o evaluare a obiectivelor pe care le are, a
statusului medical, de la care pornește, dacă are vreo afecțiune medicală, a obiceiurilor alimentare pe care le are, așa cum spuneam, dacă o persoană nu mănâncă, nu dorește să mănânce carne, n-o să-l oblig eu să mănânce. Și în funcție de asta se alcătuiește o alimentație pe 3 mese și 2-3 gustări intermediare, care cuprinde o varietate mare de alimente, acestea fiind principiul de bază, după cum spuneam, și se calculează din punct de vedere caloric să fie suficient pentru ceea ce își propune pacientul. Că dacă își dorește să slăbească, de exemplu, nu o să-i dau cât ar avea nevoie pentru a se menține. Trebuie să-i dau un regim hipocaloric. Apoi se ține cont de raporturile între nutrienți și, în final, rezultă un meniu, un schemă de alimentație. Așa, în linii mari, pentru că trebuie să avem la fiecare masă și carbohidrați, și grăsimi, și proteine, am putea spune că un mic dejun care este format din 2 felii de pâine, puțin unt, puțin gem și o cană de lapte, deci un meniu, un mic dejun aparent banal, este de fapt o combinație câștigătoare, pentru că aduce și carbohidrați pâine, aduce grăsimea din unt și din lapte, și proteina din lapte. Gemul, de exemplu, conține și el, sau mierea, conține este o sursă bună de carbohidrați. Sau iaurt cu cereale. De asemenea, o combinație care cuprinde toți nutrienții importanți. Apoi, este important să existe niște gustări intermediare pentru a reduce senzația de foame și a menține glicemia într-o linie constantă de-a lungul zilei. Gustare undeva la ora 10-11 poate fi foarte bine un fruct sau un baton de cereale sau un sandwich. La prânz, de preferat și oricum în mod tradițional mâncăm așa, o bucată de carne și legume care pot fi gătite sau nu, de exemplu o salată sau ambele variante, și o salată și legume gătite, eventual și pâine. Toate acestea, din nou, asigură toți nutrienții. Dacă e vorba de mâncare gătită, există în ea și ceva ulei sau în salată, deci avem și o sursă de grăsime. Poate fi făcută și sub formă de ciorbă, tradițională la români, și de altfel un aliment foarte, un preparat foarte hrănitor și sățios. Urmează o gustare de după amiază, care poate fi un iaurt, poate fi din nou un fruct, în felul ăsta ne asigură un fruct, sau mai multe, bineînțeles. Iar la masa de seară este util să mâncăm, să avem din nou o sursă de proteină ca să ne țină de foame peste noapte, și aici, de exemplu, putem mânca un pește la cuptor cu niște legume și pâine sau mămălică, deci o sursă de carbohidrați. De-a lungul zilei, în funcție de activitatea fizică, în funcție de senzația de foame, putem să mai completăm cu fructe. Și opțional, pentru persoanele active mai ales, se pot fi consumate și dulciuri, dar de preferat nu dulciuri concentrate, ci sub formă de prăjituri de casă, de evitat patiseria, prăjiturile cu creme și așa mai departe, care aduc un aport mare energetic. Băuturile alcoolice rămân iarăși la capitolul opțional, cu o măsură limitată, adică de genul o bere de 2-3 ori pe săptămână nu este o problemă pentru sănătate. O cantitate mai mare poate deveni. La fel și vinul poate fi folosit ca aliment, un pahar, două, la masă, din când în când, iarăși nu este nicio problemă pentru sănătate. Până în ce oră pot să iau masa de seară? Nu este relevantă ora, atâta timp cât mâncăm de-a lungul întregii zile fragmentat. Pornind de la prima masă zile dimineața, dacă avem mai multe mese, ultima masă, în mod sigur, nu va fi foarte copioasă. Deci nu contează că mâncăm la 8 seara sau la 9 seara. Din păcate, mulți oameni moderni nu mănâncă nimic în timpul zilei, din diverse motive, și mănâncă foarte mult seara. Și atunci contează faptul că mănâncă o cantitate mare de alimente și apoi urmează o perioadă de repaus nocturn în care se vor acumula, excesul se poate transforma în strat adipos de-a lungul unei perioade mai lungi. Însă o persoană care
este și activă și mănâncă și fragmentat, va consuma energie în ritmul în care o și aduce în organism formă de alimente și atunci riscul de a crește în greutate este mult mai redus. Vă mulțumesc frumos!